Bună, prieteni! Mulți fotbaliști, dar și oameni din lumea fotbalului adoră animalele de companie. Se spune că patrupezii seamănă adesea cu stăpânii acestora. Atenție, căci astăzi am făcut o selecție ale celor mai drăgălașe animăluțe ale fotbaliștilor noștri. Marius Iosipoi, în vârstă de 22 de ani, este jucătorul național al Moldovei și al clubului Petrocub. Acesta întrece pe toți colegii la numărul de patrupezi din jurul casei. Marius ne-a invitat acasă la el, în localitatea Denceni, la 10 km distanță de Chișinău. Să știi că încă acasă la niciun fotbalist nu a fost. Salut, Marius! Ne primești la tine chiar la Denceni, noi am ajuns astăzi, așa că sigur, să mergem. Exact. Îți vedem astăzi toate secretele. Cine te întâlnește după fiecare meci, în afară de familie? Da, sigur, pentru mine câinii, animali de companie, în special câinii, e ceva special. Eu din mic copil am crescut doar cu câine. Acum câți prieteni de companie? Ai trei câini? Am doi câini. Unul este Labrador, Retriever, și a doilea este Pug. Vera, Vera, așa este, așa este. Cam le ai? Ăsta deja are 5 ani. Mare ăsta, dacă nu mă greșesc, 2 ani jumate. Te simt atunci când vii, nu știu, supărat, poate nefericit, de la antrenamente, de la un joc care nu ți-a reușit? Da, mereu după meci, mereu ies cu amândoi câini și mă plimb, pentru că după un meci chiar nu e reușit, asta oricum mi oferă o, nu știu, o fericire, parcă. De la ta, de la ta. Crocat. Cel mai des, ce activități aveți? Le dresați în general? Da, de mici am încercat să-i dresez, pentru că pentru mine asta e important și ca câinele oricum să știi unele comenzi și să știi ce trebuie să facă. De la mă. Celălalt. Tu, celălalt. Celălalt. Bravo, bravo. Culcat. Culcat. Tare mult ne bucurăm că ne-ai primit la tine acasă și sper să ne mai reîntâlnim și să te văd jucând la Națională. Cu mare drag, da, cu mare plăcere. Un alt jucător al Naționalei, Mihail Caimacov, are un bulldog de mărimea unui balon de aur. Jucătorul este stabilit de aproape 4 ani în Croația, iar prietenul său de companie l-a însoțit în fiecare din țările în care a jucat. Mihail spune că prietenul lui patruped este potrivit pentru proprietarii fără experiență. Preferă plimbările liniștite și este un câine liniștit, dar care poate fi o bună pază. Ion Nicolaescu, golgheterul Naționalei, împreună cu soția de 3 ani crescut spiț pe nume Oscar. Acesta seamănă cu o minge pufoasă care pe piață valorează în jur de 500 de euro. Anual, Cristiano Ronaldo donează milioane de dolari pentru animalele care nu au parte de o familie. Astfel, aceste inițiative nobile au fost preluate și implementate și de fotbaliștii noștri. Pentru o joc împreună cu soția, nu doar că au acasă animale de companie, dar și fac caritate. Soția la mine este iubitoare de animale, de asta eu o susțin pe ea. De asemenea, ofițerul de presă de la noi a avut careva relații cu orfelinat pentru cățeluș. El a făcut legătura, a întrebat de ce este nevoie, ce este necesar. Și cu soția împreună am mers, da, am dat o mână de ajutor, însă asta este foarte puțin, de fapt, de ce aici. Care sunt solicitările acolo? Ca bolși de fotbalistăv activ în în genere, nu doar, da. Nu doar fotbaliști, dar și mai multă lume ar trebui să facă gesturi de genul ăsta. Asta a fost ca o recomandare. După
după ziua de astăzi am înțeles că patrupezii sunt cei mai buni prieteni ai fotbaliștilor, iar în cluburile din străinătate, atât antrenorii cât și fotbaliștii promovează atât adopția animalelor cât și îngrijirea acestora. Iubiți animalele, cu voi a fost Olivia Cucoș, pe curând!